dar nu pot schimba inima. Ele nu pot curăți izvoarele vieții. Trebuie să existe o putere care să lucreze dinăuntru, o viață de sus. Mai înainte ca oamenii să poată fi schimbați de la păcat la sfințenie, această putere este Hristos. Același citat, deci citat din Hristos, care către Hristos, pagina 16. Serva Domnului răspunde la o problemă adesea ridicată. Un om cu un comportament exemplar, ireproșabil, mai e și acesta nevoie să se schimbe, să se nască din nou? Poate că, și sunt convins că ați mai auzit experiența aceasta, Emil Brunner, într-o ilustrație ce a devenit celebră în teologie, ajunge la aceeași concluzie ca și Ellen White. Că e nevoie ca orice om, orice om să se nască din nou, indiferent de cât de pregătit este din punct de vedere eu știu, moral, teologic și așa mai departe. Spune acesta, Emil Brunner, zice, în acceleratorul care se grăbea spre Berlin, s-au urcat doi călători. Primul, un om așezat, fin, atent, bine crescut, amabil, un tovarăș de drum ideal. Al doilea, un om ursus, colțuros, neștefuit, needucat, lipsit de amabilitate, egoist, zgomotos, într-un cuvânt, un om cu care să ai de-a face rare ori sau niciodată. Este vreo diferență între acești doi călători? Păi este, sigur, putem spune noi. Cum să-mi fie? Dar Brunner răspunde categoric. Nu. Nu e nicio diferență. Fiindcă ambii au greșit trenul vrând să călătorească la Viena, s-au urcat în acceleratul de Berlin. Degeaba ești cizelat, cultivat, manierat și așa mai departe, dacă te urci într-un tren care nu merge în direcția care ți-o doreai. Ambii au fost nevoiți să schimbe direcția de mers. Această schimbare de direcție este pocăința sau nașterea din nou. Înțelegeți ce înseamnă naștere din nou? Adică dacă până acum mergeam pe drumul acesta, un drum care este greșit, de acum trebuie să cotesc cu totul într-o altă direcție. Să nu mai merg pe același drum. Cum are loc procesul acesta al nașterii din nou? Matei, capitolul 15. Versetul 19. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile, mincinoase, culele. Și Ezechiel, capitolul 18. Cu versetul 31. Lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel? Observați că procesul acesta al nașterii din nou are loc la nivelul inimii. Noi inima trebuie să ne schimbăm. Nu educația. Educația se poate cultiva. Mergem la școală, învățăm, cultura o putem împrumuta, o putem adopta, voința de asemenea, putem să încercăm să ne o supunem, însă procesul acesta și
Procesul acesta al nașterii din nou are loc la nivelul inimii. Fântâna inimii trebuie curățată întâi și numai după aceea se va curăța și izvorul care țâșnește din ea. Viața de creștin nu este o modificare sau o îmbunătățire a celei vechi. Rețineți? Viața de creștin nu este o modificare sau o îmbunătățire a celei vechi, ci o transformare a naturii. O transformare. Și transformarea aceasta trebuie să aibă loc din interior. Se produce moarte față de eu personal și față de păcat și o intrare într-o viață cu totul nou. Schimbarea aceasta se poate produce numai prin lucrarea minunată a Duhului Sfânt. Cum se produce nașterea din nou? Ellen White, Hristos Lumina Lumii, 123. Când Duhul lui Dumnezeu ia inima în stăpânire, El transformă viața. Gândurile păcătoase sunt înlăturate, faptele rele sunt părăsite, iubirea, umilința și pacea ia locul mâniei, invidiei și certurilor. Bucuria vine în locul întristării, iar fața oglindește lumina cerească. Nimeni nu vede mâna care ridică poverile, nimeni nu vede lumina ce se coboară de sus. Binecuvântarea vine atunci când sufletul se predă prin credința lui Dumnezeu. Apoi acea putere pe care niciun ochi omenesc nu o poate vedea, creează o făptură nouă după chipul lui Dumnezeu. Discutam nu de mult la școala de sabat despre esența caracterului creștin. Și am căzut noi de acord că esența caracterului creștin sunt roadele Duhului Sfânt. Reiau ideea de aici. Când Duhul lui Dumnezeu ia în stăpânire inima, El transformă viața. Gândurile păcătoase sunt înlăturate, faptele rele sunt părăsite, iubirea, umilința și pacea iau locul mâniei, invidiei și certurilor. Ceea ce noi am discutat nu cu mult timp omul. Cum numește Domnul Hristos această schimbare care trebuie să aibă loc în viața noastră? Marcu 1:15. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cum este numită această schimbare? Pocăință. Pocăința ca termen nou testamental înseamnă o schimbare totală a mentalității, ceea ce are darul să schimbe obiceiurile și inclinațiile. Pocăința înseamnă o adâncă părere de rău, de păcatele săvârșite și o continuă oferire de a le mai face. Regretul sau părerea de rău trebuie să fie de bună voie. Altfel, nu va conduce la o viață nouă. Sunt mulți aceia care dau greș în a înțelege adevărata natura pocăinței. Multora le pare rău că au păcătuit și chiar ajung să facă o schimbare vizibilă în viața lor, aceasta pentru că se tem că păcatele lor vor aduce asupra le suferințe. Dar aceasta nu este pocăință. Așa cum o înțelege Biblia. Unii ca aceștia deplâng mai degrabă suferința decât păcatul. Și avem destule exemple. Esau, Balaam, Iuda Iscarioteanu și alții. Mărturisirea aceasta a fost smulsă sufletului său vinovat datorită unui simțământ teribil de condamnare și a unei teribile așteptări a judecății, fiind vorba despre mărturisirea lui Iuda. Cum se produce această naștere din nou? În mod brusc, senzațional, sau mai lent?